Like și subscribe dacă nu vrei să vină clovnul ucigaș după tine, mai bine nu verifica. Pe scurt, atacați de clovnul ucigaș. Înainte să priviți acest video, priviți părțile precedente, linkurile vor fi în descriere. Am alergat la bucătărie, l-am întrebat pe Motan dacă a închis ușa. Motan a spus că desigur a închis ușa. Bine. Haide să sunăm la poliție! Am mers la Motan în cameră, clownul bătea la ușă, am intrat în cameră, am început să căutăm telefonul Motanului. La un moment s-a aprins televizorul. Am plătit 810 lei în garaj abandonat! Oh, fuck, este Alexandriescu, stânge mai repede televizorul! Oh my god, asta a fost cel mai horror moment din viața mea! S-a auzit un zgomot în hol. Motan a alergat să vadă ce s-a auzit. Ce e acolo? Motan! Motan! Fuck! Clovnul a spart ușa și a intrat în casă! Cum? Nu știu, dar trebuie să-l batem și să fugim din apartament! Oh my god! Haide să-l batem! Ok, hai! Am deschis ochii, clovnul l-a tărât pe Denis. Mă doare capul. Ochii se închid. Am închis ochii. M-am trezit. Oh my god, alarma sună. Uite unde era telefonul. Am stins alarma, fuck, unde este Denis? L-am sunat pe Denis, nu mi-a răspuns. Am ieșit în hol, ușa era deschisă, lângă ușă am găsit o scrisoare. Am ridicat scrisoarea pe care era scris: te aștept. Și mai jos erau scrise cifre. Fuck, asta e geolocația clovnului. Ajutor!